Natura s-a dezlănțuit timp de 30 de minute pe străzile municipiului Drobeta Turnu Severin. În câteva zone din oraș, sistemul de canalizare nu a mai făcut față din cauza cantităților mari de precipitații, care au căzut într-un timp foarte scurt, iar mașinile s-au transformat în bărci pe bulevardul Tudor Vladimirescu. Sub influența acestui cod s-a aflat și partea de nord a județului Mehedinți. În această după-amiază, în intervalul orar 14:45 și 15:45, municipiul Drobeta Turnu Severin, dar și alte localități din județul Mehedinți au fost sub atenționare de cod roșu de precipitații, descărcări electrice și vijelii. Până în această seară, la ora 21, județul nostru se află sub atenționare meteorologică cod galben, ce vizează instabilitatea atmosferică temporar accentuată. Sunt prognozate averse torențiale, frecvente descărcări electrice, vijelii și grindină. Totodată, până la ora 22, râurile mici din bazinele hidrografice Cerna și Dunăre se află sub incidența avertizării hidrologice cod portocaliu și râurile din bazinul hidrografic Motru se află sub atenționare hidrologică cod galben, valabilă până la ora 24. Având în vedere posibilitatea averselor cu acumulări de apă, recomandăm populației să ia măsuri pentru curățarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pentru facilitarea evacuării normale a apelor pluviale. În cazul creșterii debitelor pe anumite cursuri de apă, facem apel la cetățeni să nu încerce traversarea râurilor prin apă și să nu se apropie de malurile acestora. În situația manifestării vântului puternic, recomandăm cetățenilor să evite deplasările și să se adăpostească în locuințe sau alte spații închise care le asigură protecția. Deși pericolul a fost iminent, nu s-au înregistrat victime și nici pagube materiale. Reprezentanții ISU recomandă ca în astfel de situații cetățenii să rămână în casă și să se deplaseze doar în condiții de strictă necesitate.